copiii de la Fundația George Ogăraru, cu care au făcut poză și cărora le-au oferit autografe. Steaua Ajax se va juca în Mocirlă. Gazonul a cedat după ce elevii lui Frank Tebur au efectuat antrenamentul oficial dinaintea partidei pe Arena Națională. La antrenament au luat parte și copiii de la Fundația lui George Ogăraru. Puștii au făcut poze și au primit autografe din partea vedetelor lui Ajax. Pentru ei să fie aici astă seară și mâine să întâlnească astfel de persoane, astfel de nume în fotbal, este ceva extraordinar, le dă speranță pentru viitor. Puștii vor avea ocazia să joace fotbal alături de Ogăraru și de legendele lui Ajax, Aaron Pinter și Edwin van der Sar. Vom antrena copiii mâine împreună cu el și cu Van der Sar. Ogăraru a venit însoțit la stadion de fiul său Eric. Ogăraru junior încă nu s-a hotărât cu cine va ține, chiar dacă a venit îmbrăcat în culorile olandezilor. Eric, văd că ești îmbrăcat, echipat totul în culorile lui Ajax. Da, și mai am și un tricou cu Ajax aici. Țin cu amândouă echipele. De obicei nu dau pronosticuri, nu mă pricep, însă sper să fie bine pentru Steaua. La antrenamentul lui Ajax au venit și câțiva suporteri români care țin cu Arsenal. Fanii sperau ca în București să sosească și secundului de bur, Dennis Bergkamp, fosta legendă a Tunarilor. Însă Bergkamp are frică de avioane, așa că a rămas în Olanda. Mai ales că aeronava care i-a adus pe olandez la București a avut probleme la decolare și a întârziat. Fanii pregătiseră un banner special pentru el. Am vorbit cu cei din stafful de la Ajax, au fost foarte amabili și i-am trimis atunci bannerul ca să știe că l-am așteptat și ne-am gândit la el. Mergem acum la Arena Națională, acolo unde se află colega noastră Floriana Iacob. Ea ne oferă ultimele detalii.